mulțumesc. Voi citi un poem din volumul Ursul din Container. Capitolul 20 din Ursul din Container se numește Jigodia disperată în care a sperat mama. Mama nu va uita niciodată cărarea spre leagănul în care mă vântură uitarea, spre leagănul de piatră în care zac, drobit, ca un pitic, copilul cel mic, jigodia disperată în care a sperat mama. Mama o să-mi aducă mereu de băut. Mama o să mă ducă în brațe spre sud. Mama o să-mi dea mereu timp de gândire. Mama o să-mi vorbească mereu în amintire. Mama o să fie mereu jumătatea bună a sufletului meu. Mama o să mă învețe să cânt frumos și voi reuși. Mama o să mă învețe gândurile ei ca niște jucării. O să le deschid în fața mea și eu o să râd. Mama o să se întindă pentru mine la pământ ca să audă pașii terferiți ai copilului său. Mama se va ruga pentru mine lui Dumnezeu. Mama mea va rămâne mereu jumătatea bună a sufletului meu. Și mama o să inventeze o bombă atomică pentru mine. Mama o să mă lămcere tandru în submarine. Mama o să arunce în aer World Trade Center a doua oară ca să văd eu pe viu sub producția, să am eu reluarea. Mama o să mineze marea amintirilor colective cu imaginea mea. Mama o să bage versurile mele în manualele luptătorilor Al-Qaeda. Mama o să mă ascundă în munți și va pune mașinile morții și femeile la dispoziția mea. Mama o să mi se ascundă în venă, tânără și halucinogenă și va pune mașinile morții și femeile la dispoziția mea. Vom trăi în centrul lumii care e durere pe o stea și va pune mașinile morții și femeile la dispoziția mea. Vom trăi îmbrățișați în stomacul lumii, în fiere și va pune mașinile morții și femeile la dispoziția mea.